Salutare Armata Hodl, salutare tuturor! Dacă și tu ești aici pentru prima oară, nu uita să te abonezi la acest canal. Aici vei afla ultimele noutăți din piața cripto. Încercăm să-ți aducem în premieră noutăți și știri. Tot ce se întâmplă în cripto vei afla pe acest canal. Ultimele lansări, proiecte bune, proiecte noi, proiecte riscante. Aici vorbim despre tot, absolut tot ce se întâmplă în cripto și încercăm să venim cu ultimele noutăți. Și astăzi avem o noutate special pentru tine. În caz că nu știai, PancakeSwap Finance, cel mai important DEX de pe Binance Smart Chain, a introdus Buy and Sell Order. Asta înseamnă, cum știi foarte bine de la Binance sau KuCoin sau orice alt exchange centralizat tu folosești, știi foarte bine, acolo poți cumpăra și vinde la o anumită valoare. Acolo poți seta limitele la care tu vrei să cumperi sau limitele la care tu vrei să vinzi. Ei bine, acest lucru se întâmplă acum și pe PancakeSwap, cel mai important DEX de pe Binance Smart Chain. Și, după cum bine știi, dacă ești în cripto de ceva timp, pe exchange-uri descentralizate se lansează majoritatea monedelor noi. Înainte să merg mai departe, să îți arăt cum exact poți să faci treaba asta pe PancakeSwap, haideți să vedem puțin cum mai arată piața astăzi. Păi, încă nu am scăpat de o frică extremă. Încă suntem la Extreme Fear, dar haideți să aruncăm o privire la prețurile din piață. Ei, după cum bine vedem, Bitcoin este acum, la momentul filmării, la 42.234. 10% a urcat în ultimele 24 de ore. Acesta este un lucru foarte, foarte bun. După cum bine știți, dacă ați urmărit videoul trecut, acolo am spus că Bitcoin-ul de ceva vreme tot stagnează în jurul valorii de 40.000. Pare imposibil de spart valoarea de 45.000. Haideți să vedem dacă Bitcoin reușește să spargă 45.000 săptămâna aceasta. Mulți ar spune că da, nu aș dori să fac prognoze pe Bitcoin acum, încotro se îndreaptă, dar am speranță că vom încheia săptămâna la peste 45.000. Acum, speranța moare ultima și după cum bine știți, keep calm and hodl, nu vă vindeți pe minus. Hai să trecem mai departe la lucruri puțin mai serioase și anume la PancakeSwap și cum să puteți face un order de cumpărare sau de vânzare pe PancakeSwap. Bun, primul pas este să vă conectați portofelul. Eu folosesc MetaMask. S-a conectat la portofel, probabil o să vă ceară o autorizație. Eu am autorizat deja portofelul. După ce ați conectat portofelul, vă duceți sus la Trade Limit Orders. Vă alegeți tokenul pe care doriți să-l cumpărați sau să-l vindeți. Eu o să aleg astăzi Outer Ring MMO pentru că dețin ceva token. Haideți să vedem cum mai exact facem limitele de cumpărare. După ce v-ați hotărât ce vreți să vindeți din portofel, puneți adresa contractului sus și în ce vreți să transformați jos. Eu am pus 1250 de JQ Outer Ring și vreau să-i transform în BUSD. Bun, acum trebuie să setați un preț. Prețul momentan este 0,043 per JQ. Eu aș dori să vând dacă prețul se dublează și ajunge la 0,086. Și aici tu pui ce preț vrei tu conform tokenului tău. Place order, confirm aici jos. Trebuie să înțelegeți că prețul limite este 102% peste current market rate. Da? Deci prețul care noi l-am pus ca limită este 102% peste prețul curent. Confirm. Plătim comisionul. Și acum tokenii voștri vor fi transferați din portofel către PancakeSwap și îi aveți acum la Open Orders în PancakeSwap. Deci nu o să-i mai vedeți în portofel, nu vă speriați, nu au plecat nicăieri. Dacă doriți să anulați tranzacția și doriți să anulați vânzarea, apăsați aici pe cele trei puncte, Cancel Order și tokenii vor reveni înapoi în portofel. Bun, acum haideți să vedem cum cumpărăm la prețul pe care noi ni-l dorim. Punem BUSD sus sau orice vrem să transformăm în tokenul dorit. O să folosesc tot JQ
spre exemplu, și să spunem vreau să cumpăr $10 GQ dacă acesta scade la 0,02. Apăsăm Enable ca să dăm Approve la tranzacția de dolari și Place Order acum. Ce este foarte important de menționat, unele monede au taxă de transfer. Ceea ce face PancakeSwap vă pune să vă transferați tokenii din portofel către ei unde sunt depozitați spre vânzare sau, în cazul BUSD, spre cumpărare. Bun, dacă aveți token care au taxă de transfer, de exemplu, Yoshi are 12% taxă de transfer, Brandpad are 4% taxă de transfer, în momentul în care noastră apăsați pe Place Order, când tokenii vor fi mutați din portofel către PancakeSwap, acela este numit un transfer. Indiferent că i-ați vândut sau doar i-ați depozitat, este o taxă de transfer pe care o veți pierde. Atenție, folosiți această funcție doar pe tokenii care nu au taxe de transfer. Sau, dacă doriți și înțelegeți riscurile, folosiți și pe cei cu taxe de transfer. Acum, haideți să confirmăm. Iar plătim comisionul. Închidem și acum avem aici două ordere deschise. Unu de a cumpăra $10 GQ dacă prețul ajunge la 0,02 și de vânzare 1250 de GQ dacă prețul ajunge la 0,088. Acum să sperăm că ambele prețuri și ambele comenzi vor fi finalizate. Ce trebuie să înțelegeți pe PancakeSwap? Oricine poate crea un token, oricine poate crea o adresă de contract. Aveți foarte mare grijă ce cumpărați și ce vindeți pe rețeaua Binance Smart Chain, pentru că sunt foarte, foarte multe țepe, mai ales pe rețeaua Binance Smart Chain. Într-adevăr, un exchange centralizat vă oferă o siguranță, dar în același timp aveți și câteva dezavantaje pe exchange-urile centralizate, cum ar fi anonimitatea, nu poți să o păstrezi într-un exchange centralizat. Pentru că acolo te pune să îți faci o verificare de identitate. Dacă încă dorești să rămâi anonim și să tranzacționezi pe exchange-uri descentralizate, foarte mare grijă la ce cumperi și ce vinzi, pentru că îți poți pierde toți banii. Cum este în cripto, foarte mare grijă și fă-ți propriul research, fă propria ta cercetare în tot ce vrei să bagi banii. Nu lua sfaturi financiare de la absolut nimeni. Astea fiind spuse, dacă ți-a plăcut acest tutorial și acest video, nu uita să apeși butonul de subscribe sau abonează-te și dă like și trimite acest video prietenilor care au nevoie să învețe despre PancakeSwap. Mult succes în tot ceea ce faceți! Sergentul HODL!